Bună ziua, dragilor, și bine v-am regăsit astăzi la o nouă etalare generală despre ziua de vineri, energiile zilei de vineri, 29 iulie 2022. Și să vedem care sunt cărțile pentru această zi frumoasă. Iată că aici avem o carte minunată care vorbește despre strategie. Probabil că mulți dintre voi aveți în acest moment în desfășurare un proiect sau vă gândiți să începeți o nouă afacere, probabil pe cont propriu, de ce nu? Toate aceste lucruri care necesită gândire, dezbatere din partea dumneavoastră, iată că vor avea sorți de izbândă în această perioadă, pentru că aveți toate șansele să dezvoltați o întreagă strategie în ceea ce privește aceste proiecte, aceste oportunități pentru dumneavoastră de a câștiga ceva bănuți, de a câștiga ceva mai bine pe partea financiară. Pentru alții dintre voi este probabil vorba de o strategie în plan amoros. De ce nu? În acest sens putem vorbi despre faptul că unii dintre voi, chiar dacă nu ați știut până acum cum să abordați probabil o persoană care v-a plăcut foarte mult de la început, acum vă gândiți la acest lucru din ce în ce mai mult și încercați să dezbateți această strategie ori cu un prieten foarte bun, ori cu un apropiat foarte bun, cu o persoană mai înțeleaptă decât dumneavoastră. Și atunci veți reuși să croiți această strategie pentru a cuceri persoana care va trezit interesul atât de mult. De ce nu? Este o carte foarte pozitivă pentru ziua de astăzi, dragilor. Următoarea carte, să vedem ce se va mai nimeri astăzi pentru voi. Iată, avem aici chakra a șasea, Arhanghelul Metatron. Această chakră vorbește despre puritatea viziunii dumneavoastră în acest moment, despre faptul că ați dobândit acea clar viziune de care aveți atâta nevoie în planurile dumneavoastră pe care le dezvoltați în acest moment. Clar, viziunea, bineînțeles, va însoți tot timpul și aceasta vă ajută de multe ori în acțiunile voastre. Vă va ajuta și de data aceasta. Pentru că, după cum arată această carte, acțiunile voastre, probabil obiceiurile dumneavoastră de a medita de multe ori în timpul zilei sau seara sau atunci când vă face plăcere, aceste obiceiuri au dezvoltat aceste simțuri ale clar viziunii dumneavoastră și vă ajută să aveți o perspectivă tot mai pozitivă, de ce nu, și tot mai clar asupra lucrurilor atunci când vă apucați de o nouă activitate sau când doriți să demarați un proiect nou. Da, deci vorbim de claritate, de viziune în ceea ce vă propuneți să faceți. Este foarte clar că aceste cărți vă vor sprijini de acum înainte. Și a treia carte, iată, este despre conexiuni, despre acele conexiuni importante pentru voi, acele legături pe care vi le faceți în acest moment. Probabil că unii dintre voi sunteți tentați să
cuceriți o persoană în viața voastră, sau poate că ați cucerit deja această persoană și că în următoarea perioadă vă veți întâlni foarte îndeaproape cu aceasta. Da, această carte este despre a ține la aceste conexiuni, nu numai a vi le face, a dezvolta aceste legături, aceste relații cu persoane deosebite în viața voastră și a menține aceste legături la un nivel destul de ridicat, la un nivel destul de valoros în viața voastră. Despre asta este vorba, despre conexiuni, despre relații, această carte vorbește. Așadar, mare atenție, pentru că relațiile sunt la mare înălțime în viața voastră în momentul prezent. Și voi urma cu tarotul, așa cum v-am obișnuit. Iată că avem aici șasele de spade. Aceasta este o carte care vorbește despre acțiunile voastre îndreptate spre o zonă mult mai bună și mult mai sigură pentru viața voastră, pentru tot ceea ce vă doriți începând din acest moment. Este probabil vorba pentru unii dintre voi și de o călătorie pe care vreți să o faceți peste o apă, peste cel puțin o apă. O călătorie spre un ținut poate nu atât de îndepărtat, dar foarte frumos. Îmi cer scuze, trebuie să-l dirijez puțin pe Fimiu pe aici, că face dezordine și nu mai înțeleg nimic. Deci spuneam de această călătorie pe care sunteți gata să o faceți peste cel puțin o apă. O călătorie poate unii dintre voi în interes de serviciu, poate alții în dorința de a face o vacanță, un concediu foarte plăcut. Da, oricum ar fi, vă îndreptați atenția spre zone mult mai bune, mult mai pozitive ale vieții voastre, începând din acest moment. Și să vedem și o altă carte. Iată, avem aici optul de pentagrame, care vine să arate că sunteți într-o perioadă în care munciți cu sârguință la proiectele dumneavoastră, vă doriți foarte mult să reușiți în ceea ce faceți și bineînțeles că Universul vă sprijină, aveți soarta de partea dumneavoastră și să știți că nu vă dați silința degeaba, în zadar. Pentru că la un moment dat rezultatele pozitive se vor vedea în viața dumneavoastră și asta nu va fi foarte departe, va fi destul de curând. Este foarte bine că munciți, este foarte bine că vă dedicați timpul unor lucruri care vă favorizează, dar aș spune eu, nu uitați să vă și odihniți din când în când. Mai ales că acum, după cum spuneam, vine luna august, luna concediilor, care se știe că ne ajută pe noi să ne refacem forțele pentru următorul an. Și încă o carte, să mai vedem. Iată, este Eremitul din Arcana Majoră. Această carte vine să te pună în legătură cu interiorul tău, care este foarte bogat în această perioadă. Simt că ești foarte conectat la sursa ta divină.
Simt că ești foarte bine prins în relație cu visurile tale, cu aspirațiile tale. Știi foarte bine ce-ți dorești, știi ce ai de făcut în acest sens pentru a atrage aceste dorințe, împlinirea acestor dorințe în viața ta. Știi ce ai de făcut în acest sens, știi cum să te pui în relație foarte bună cu intuiția ta. Și despre aceste lucruri vorbește această carte, despre modul în care tu te conectezi, tu relaționezi cu această intuiție a ta. Este foarte bine să pleci urechea în această perioadă la ceea ce aceasta îți spune, la modul în care aceasta te ghidează, pentru că o va face foarte bine și pașii tăi vor fi orientați spre ceea ce ai de făcut, spre binele tău suprem. Cam astea au fost cărțile, dragilor. O să vi le mai arăt odată. Acestea au fost cărțile. Așa. Vă mulțumesc pentru vizionare. Vă invit și la alte talări pe viitor. Mulțumesc că ați fost alături de mine și vă iubesc pe toți. Mulțumesc! Toate bune!